A patra introspecție, calea înțeleptului. Să fii înțelept înseamnă că atunci când te uiți în jur, percepi numai frumusețe. În acest capitol vei ajunge să înțelegi că tot ceea ce experimentezi este o proiecție a lumii voastre interioare sau a visului. Asta înseamnă că nimic nu e întâmplător și nimeni nu vă face niciodată nimic, deoarece voi sunteți creatorul fiecărui eveniment și incident din viața voastră. Prin urmare, nu trebuie să reparați nimic din lumea exterioară. Dacă vreți să transformați vreo circumstanță care pare să fie în exteriorul vostru, trebuie doar să o recunoști și să o schimbi în interior. Pentru laica, lumea este un ecran pe care noi proiectăm filmul. Asta nu înseamnă că lumea nu e reală. Lumea este foarte reală. Pur și simplu confundăm imaginea pe care o proiectăm cu realitatea, încercând să schimbăm acțiunea de pe ecran, când tot ceea ce trebuie să facem în realitate este să refacem filmul sau să schimbăm complet scenariul. Odată ce ați înțeles că puteți face asta, oricând doriți, veți înceta pentru totdeauna să fiți o victimă neajutorată sau un spectator ignorant. Dacă partenerul vă spune un cuvânt plin de mânie, veți vindeca acest lucru în interior. Dacă nu puteți schimba ce a zis, nimic nu o poate face, nici psihoterapia și nici o ripostă furioasă. Dar vă puteți schimba modul în care îl percepeți. când nu mai sunteți deranja de cuvintele partenerului, el va fi mai puțin motivat să-și proiecteze părțile lui de nevindecare asupra voastră. Sau dacă ați întârziat la aeroport și ați ratat zborul, nu puteți schimba nimic, dar puteți vindeca totul în interiorul vostru, iar apoi lucrurile vor ieși exact așa cum trebuie să iasă. Când știți că visați tot ce vi se întâmplă, puteți înțelege că pierderea zborului face parte dintr-un film mai extins, pe care voi l-ați scris, chiar dacă nu sunteți conștienți de asta. Exact așa cum vă amintiți ce ați visat în timpul nopții, puteți să uitați și ce vizualizați când sunteți treji. Ați avut probabil momente în care erați conștienți că sunteți în mijlocul unui vis și chiar v-ați spus că trebuie să vi-l amintiți la trezire. Asta se numește vis lucid. De milenii, protectorii Pământului au elaborat practici care să-i ajute să devină conștiențe în timpul somnului, influențându-și astfel experiențele din timpul viselor. Au elaborat și metode care să-i ajute să-și să amintească că visează în timp ce sunt treji, astfel încât să-și poată dirija imaginile din timpul trezirii cu mai multă grație și luciditate. Veți învăța aceste discipline mai târziu. Rolul visării conștiente Prin practica visării conștiente interacționăm cu domeniul vibrației și a luminii. La nivelul păsării colibrii ne rugăm fără să folosim cuvinte, iar când vizualizăm abundența, vedem serviciul pe care îl vrem. Dar când intrăm la nivelul vulturului, nu ne limităm la viziunea unui bol de orez sau unei case pe plajă, în încercarea de a defini și controla modul în care se va materializa prosperitatea. În schimb, lăsăm Universul să aibă grijă de detalii. Poate că vrem să spunem o rugăciune de implorare, cerându-Lui Dumnezeu să ne vindece, un prieten, sau să ne ajute să obținem repede o slujbă, dar asta nu înseamnă practicarea visării conștiente. Vedeți voi atunci când visăm, de la nivelul vulturului, devenim una cu Spiritul, cu Dumnezeu, un curent universal care e mai mare decât suntem noi și totuși unul în care putem intra, naviga și orienta pentru a materializa ceea ce ne dorim. Ne unim cu acest râu de vibrație și lumină, devenind mișcarea lui, iar exploziile de portocaliu și galben, care sunt sori încă nenăscuți, pulsează înăuntrul nostru. Atunci voința noastră și cea lui Dumnezeu sunt una, iar facă-se voia ta dobândește o nouă semnificație. Ne schimbăm vibrația energetică și atragem spre noi și spre alții ceea ce vibrează într-un mod divin asemănător. Un păstrător al pământului practică visarea permitându-i minții sale să devină tăcute. Ca și suprafața perfect liniștită a unui lac, ea reflectă totul într-un mod desăvârșit, dar de îndată ce briza blândă devine mai puternică, suprafața apei se încrețește, făcând ca mintea să se reflecte doar pe sine. Un laica este capabil să-și amintească și să-și liniștească apele minții, în așa fel încât ele vor reflecta perfect posibilitățile infinite care există. Atunci poate intra în matricea creației unde dispare și nu mai rămâne decât spiritul. Și noi putem întrupa prosperitatea și să o visăm efectiv într-o înființare. Când devenim pace, seninătate și abundență, acestea vor predomina în viața noastră. Lumea așa cum o visați. Dacă vă întrebați cum ar fi să visați o lume mai bună, nu vă îngrijorați. Probabil că ați experimentat această magie într-un moment oarecare. Poate că ați fost într-o stare atât de minunată, încât i-ați zâmbit vânzătoare de la apăcănie și ați observat cum starea ei se îmbunătățește ca răspuns la a voastră. Sau poate că doar prin prezența voastră și prin curajul pe care l-ați simțit în voi, ați reușit să calmați pe cineva căruia era teamă, stând lângă el și ținându-l de mână. Când suntem la nivelul vulturului, efectul nostru asupra lumii este foarte mare, chiar dacă nu suntem conștienți de asta. Avem mult mai multă putere decât credem. Vă amintiți de teoria din fizică pe care am relatat-o mai devreme în această carte, despre fluturile care bătea din aripi la Beijing și provoca o furtună tropicală în Oceanul Indian. Minuscula schimbare în atmosferă, creată de mișcarea fluturului, poate să aibă ca rezultat o schimbare semnificativă a vremii la mii de kilometri distanță. Deci în vreme ce este imposibil să oprești în mod concret vânturile puternice ale unei furtuni tropicale, ce-ar fi dacă am găsi acea furtună când este încă doar o șoaptă pe aripa unui fluture? Am putea opri dezastrele cu mult înainte ca ele să se întâmple și să plantăm semințe care ar produce un fruct extraordinar. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont de faptul că dacă sunteți capabili, suntem capabili să împiedicăm fluturile să producă o furtună în Oceanul Indian, acțiunea noastră ar putea isca o furtună în Caraibe. Deci, mai degrabă decât să încercăm să prevenim furtuni, trebuie să înțelegem că ele sunt o parte din natură și să coexistăm în armonie cu ele. De la nivelul vulturului, înțelegem că nimic nu trebuie schimbat, Că totul e perfect așa cum este. Fiecare în felul lui. Numai atunci suntem liberi să schimbăm orice dorim, pentru că nu mai investim nimic în a îndrepta ceva ce este strâmb. Vindecarea Lumii Interioare. Imaginați-vă că ați putea schimba orice pe pământ. Cum ar fi lumea voastră? chiar orice ar fi posibil. Ați pune capăt foametei din Africa, ați opri uciderea balenelor, ați aduce pacea în Orientul Mișlociu, ori ați dori să faceți treburi, să faceți trebuie vindecat, ce trebuie vindecat înăuntru vostru. Adică trebuie să fiți voi vindecare, pace, abundență, armonie. Să zicem că vreți să salvați balenele. Ei bine, nu trebuie să vă părăsiți slujba, familia și toate responsabilitățile, să vă îmbarcați pe un vas aparținând grupului Greenpeace și să opriți o vânătoare de balene. De fapt, dacă pasiunea voastră devine fanatism, ar putea fi un semn că intenția voastră nu este de fapt de a salva balenele. Prin urmare, nu o să ajungeți prea departe și cu acțiunea de a le ajuta. Când intenția voastră adevărată este să vindecați creatura rănită dinăuntru vostru, deveniți orbi la cum puteți să-i ajutați, de fapt, pe cei din afara voastră. Deveniți fariseici și refuzați să luați în considerare orice opțiuni care ar putea avea ca rezultat ceva mai puțin de o victorie. 100%. Vă închideți în fața soluțiilor creative a compromisului și negocierii și ajungeți într-un punct mort, în vreme ce vânătoarea de balene continuă. E mult mai bine să vă ocupați de natura voastră nevindecată. Descotoroțiți-vă de ahabul vostru interior. O aluzie la personajul principal din romanul Moby Dick, care a devenit un obsedat și încetați să-i mai prindeți în harpon pe ceilalți doar pentru că simțiți că ați fost vânat și prins în capcană, iar cineva trebuie pedepsit pentru asta. Ori de câte ori pasiunea voastră nu se sincronizează cu eficiența de care dați dovadă, întrebați-vă dacă nu cumva discrepanța este rezultatul nevoii de a vindeca o luptă interioară, mai degrabă decât să o proiectați asupra lumii. Când ceva, când ceea ce este în interiorul vostru este liber, ce în afara voastră poate fi eliberat. Opusul fanatismului care este înrădăcinat în părțile nevindecate din noi este apatia. În loc să vadă posibilitatea de a se vindeca pe dinăuntru și de a se deschide înspre a visa ceva nou, mult prea mulți oameni se simt copleșiți și se lasă păgubași. Apatia este în exces astăzi în lume. Pentru că prea mulți dintre noi ne-am dat voie să adormim. Cred că această apatie este un efect secundar al coșmarului colectiv, care ne face să închidem ochii, să plutim în derivă și să ignorăm nevoia sau suferința altora. Este treaba noastră să co-creăm realitatea în parteneriat cu Divinul. În povestea occidentală a creației, în a șaptea zi Dumnezeu a terminat de făcut lumea și nu i-a mai rămas altceva decât să numească plantele și animalele. În povestea creației spusă de Laica, în a șaptea zi, Marele Spirit le-a spus oamenilor: Căci eu am creat planetele, stelele, fluturile, vulturul, palena. Într-adevăr, sunt lucruri frumoase. Acum terminați-o voi. Pentru Laica, creația nu este completă. Noi trebuie să fim nu numai admi administratorii a tot ceea ce se întâmplă în viață, dar trebuie să le terminăm procesul de creație. Visarea lumii într-o ființare nu este numai un dar, este o chemare și o responsabilitate. Dacă noi nu răspundem chemării, cine o va face? Cum să lucrăm cu inteligența Universului? Există multe opere de ficțiune minunate despre călătoria în timp, care sunt inevitabil povești, avertisment despre ce se întâmplă atunci când modificăm evenimente care erau menite să se întâmple. La un oarecare nivel, Știm că Universul își are propria lui înțelepciune, iar oprind ceea ce noi percepem ca un dezastru, s-ar putea să rezulte un altul, mai mare, altundeva. Și laica știu că putem schimba orice dorim în lume, atâta vreme cât suntem dispuși să ne asumăm karma. La nivelul șarpelui, încercăm să schimbăm lucrurile prin forță. La nivelul jaguarului, le schimbăm prin voință. La nivelul păsării colibrii, le schimbăm prin vizualizare. Iar la nivelul vulturului, le schimbăm prin visare. Când percepem la nivelul șarpelui, karma pare să acționeze foarte încet, de aceea ni se pare că unii oameni scapă fără pedeapsă după ce comit acțiuni îngrozitoare. La nivelul jaguarului, ne exprimăm, experimentăm karma puțin mai rapid și întotdeauna în această viață. La nivelul păsării colibrii, karma este imediată, astfel încât simțim instantaneu rezultatele acțiunilor noastre. Faptele bune generează binecuvântări, iar acțiunile rele aduc consecințe. La nivelul vulturului nu există karmă, deoarece există numai Dumnezeu și facă-se voia ta. Dacă vă lăsați egoul să conducă și insistați că trebuie să controlați evenimentele, sfârșiți prin a duce o luptă continuă împotriva Universului. Totuși puteți alege să fiți pur și simplu împreună cu fluturile din Beijing, nu ca să l împingeți, să vreți să faceți ceva, sau să vizualizați că face orice altceva decât ceea ce el face deja. Simpla voastră prezență va crea echilibru și vindecare, iar voi, fluturile, vântul și furtuna, deveniți una. E dificil pentru voi în Occident să, pentru noi în Occident să avem încredere că putem dobândi pace și fericire dacă nu facem nimic activ care să le provocăm. Dar dacă noi suntem întruparea păcii și a fericirii, atunci chiar le aducem. Egourile noastre nu vor ca noi să credem că putem avea putere infinită dacă ne cufundăm în înțelepciunea Universului. De exemplu, mulți tineri de astăzi sunt fascinați de vrăjitorie, vr vr deoarece cred că le-ar putea da o șansă de a avea o mai mare influență asupra ceea ce se întâmplă cu ei. Ei vor să creadă că dacă urmează literalmente instrucțiunile unei vrăji, vor fi în stare să oprească un agresor, să facă pe cineva important să-i aprecieze sau să devină în mod magic tot atât de atrăgător ca și un star de cinema. Ei nu-și dau seama că adevărata magie nu vine dacă rostești incantații sau amesteci ierburi, ci dacă îți schimbi percepția și devii întruparea încrederii și a grației. Laica nu trebuie să poarte haine care să dea un indiciu despre puterea și poziția lor socială. Când intră într-o casă, mâncarea apare fără ca ei să trebuiască să o ceară și binecuvântările sunt date. Prezența lor are o strălucire la care reacționează ceilalți și nu e nevoie de cuvinte sau de simboluri. Îmi amintesc că mergeam prin Altiplano, împreună cu Don Antonio, cu ani în urmă, și că am sosit într-un sat unde nu mai ploase de mulți, de multe luni. Lacurile din munții înalți care depozitau apa orașului pe parcursul lunilor aride de vară începuseră să sece. Când au văzut venință, tenii ne-au salutat și au cerut mentorului meu să cheme ploile. Bătrânul Laica a solicitat o colibă unde putea posti și medita. Timp de patru zile a băut numai apă. Începeam să devin îngrijorat. Când la începutul după amiezii cele de-a patra zile, don Antonio a ieșit. S-a îndreptat spre marginea satului, unde munții coborau precipitat înspre bazinul Amazonului și mi-a spus că avea să se roage ploaia. L-am corectat, spunând că avea să se roage pentru ploaie, iar el a spus, nu, o să mă rog, ploaie." S-a întors două ore mai târziu și deasupra capetelor noastre erau un de furtună. În câteva minute ploaia s-a deslănțuit. Toți sătenii dansau de bucurie și îi mulțumeau, dar el a explicat că nu făcuse nimic. Pur și simplu, ploa. În acel moment am înțeles ce făcuse profesorul meu. Intrase la nivelul vulturului și se dizolvase. Încetase să mai existe în secunda aceea care era infinită. Acolo nu era decât spirit și deci nimeni la care să se roage. Pur și simplu a rugat ploaie și ea a venit. Mai târziu l-am întrebat de ce avusese nevoie de patru zile. Întotdeauna trebuia să postească și să se roage atât timp când voia să intre la nivelul vulturului. Mi-a răspuns că atunci când am sosit în sat, a observat că satul nu era în Ani. De fapt, era atât de dezechilibrat încât și el a ieșit din starea de echilibru. Nu putea să facă nimic până când nu intra din nou în Ani. Când s-a echilibrat el, s-a echilibrat și satul, iar ploile au venit. Bătrânul știa că totul se vindecă dinăuntru. Mintea nebună și coșmarul colectiv. Când descoperim că ne visăm lumea într-un ființare, ne dăm seama că tot noi creăm coșmarurile. Deci, de ce oare cerem sărăcie și tragedie? Problema este mintea. Vedeți voi, în vreme ce abilitatea noastră de a gândi este extraordinară, iar rațiunea și logica sunt puternice, mintea în sine e nebună. După ani de investigare a medicinii minte-trup, am ajuns să-mi dau seama că mintea poate crea boli psihosomatice, dar nu și sănătate. Singurul mod de a crea sănătate psihosomatică este să oprești mintea cu totul. De fapt, mintea nu există cu adevărat, astfel decât ca o figură de stil. Chiar dacă nu există dovezi științifice care să-i certifice existența, vrem cu tot din adinsul să Credem în ea și în puterea ei, deoarece sperăm că ea deține cheia rezolvării. Această fascinație pe care o exercită mintea a început după ce am eșuat în demersul de a ne căuta Sufletul. Mai întâi, pe vremea lui Michelangelo, am căutat Sufletul în ficat, dar nu era acolo. Mai târziu, l-am căutat în inimă, apoi l-am căutat în interiorul creierului. Și când nu am reușit să-l găsim în niciun loc, ne-am oprit la ideea minții. În anii 50, noțiunile psihologice de minte au devenit cunoscute odată cu apariția teoriei identității, care enunța că stările și procesele minții sunt identice cu stările și procesele creierului. Un aparat care efectuează imagistica prin rezonanță magnetică poate arăta că sentimentele de compasiune sunt asociate cu regiunea creierului nostru chiar și când gândurile pline de furie apar într-o altă regiune. Cu toate acestea, în 1990, Kenton Spert, doctor și cercetător în domeniul neurologiei, și-a împărtășit descoperirea că trupul și nu creierul este mintea subconștientă și că ea comunică prin neuropeptide, care sunt molecule produse de fiecare gând pe care îl avem. Dr. Perth a descoperit că gândurile au un component biochimic. Deci gândurile sunt reale. neuropetidele sunt reale și creierul este real. Ceea ce noi numim minte este de fapt doar egoul deghizat. Natura gândurilor. Gândurile sunt diferite de idei. O idee este atunci când îți trece prin cap să te duci la magazin sau la un curs de yoga, în vreme ce un gând este la necontenită din creier, care pornește în minutul în care te trezești. Gândurile durează de obicei mult timp. Dacă mă duc la magazin acum, nu o să am timpul să ajung la curs și apoi să știu că mă enervez, așa că poate ar trebui să mă duc la yoga mai întâi, sau un gând poate fi o judecată. Cursul acela de yoga e prea greu. Spre deosebire de idei care sunt proaspete și originale, gândurile sunt amintiri declanșate de ceva din prezent. De exemplu, dacă mirosiți un trandafir, rămâneți acolo, în momentul plin de parfum, și nu vă trageți înapoi ca să vă gândiți la miros. Dar, de îndată ce gândiți trandafir sau roșu, faceți o asociere cu ceva ce ați învățat îndepărtându-vă de experiența clipei. Când nu există niciun gând, nu există decât miros. Când gândurile intră în scenă, pierdeți momentul. De fapt, majoritatea gândurilor sunt amintiri deghizate ale experiențelor care s-au petrecut în primii ani de viață, înainte de a ne naște sau chiar din viețile anterioare. Când eram copii, duceam totul la gură și gustam lumea. Mai târziu ne jucam ore întregi nisip în sau cu jucăriile și ne pierdeam în visare. Mai târziu, în jurul vârstei de șapte ani, gândurile au început să apară în forță. Am început să dobândim un simț al sinelui și să descoperim unde ne terminăm noi și unde începea lumea. Nu mai eram absorbiți de tărâmul pipăitului, al gustului. Al mirosului. Înainte de acest moment, nu aveam gânduri. Aveam numai experiență. După aceea, experiențele noastre autentice au devenit din ce în ce mai puține, până când la bătrânețe suntem bântuiți de gânduri. Fiecare gând care vă cutreieră creierul, este o reluare a dramei în care ați fost victimă, salvator sau agresor. Opriți-vă pentru un moment și ascultați. La ce vă gândiți chiar și când citiți această carte? Amintiți-vă că gândurile nu sunt originale, strălucite sau creative, în schimb instinctele, ideile și capacitatea de a visa sunt. Ni se pare imposibil să gândim în afara cutiei, deoarece gândurile sunt cutia. Iar când ne identificăm cu gândurile noastre, suferim o situație de identitate greșită. Noi nu suntem gândurile noastre, ci doar le avem, tot așa cum nu suntem mașina noastră, casa noastră, hainele noastre. Știm în ce gen de necazuri intrăm atunci când credem că noi suntem mașina noastră, casa noastră, hainele noastre. Gândurile sunt ca și praful care ni se așează pe piele pe parcursul unei lungi călătorii, formând o crustă groasă. După o vreme începem să frecăm un pic până la sânge pentru a ajunge la adevărul, adevăratul nostru Sine. Ceea ce trebuie să facem nu este să curățăm praful licicolo cum facem în cazul terapiei, ci să scoatem furtunul de incendii pentru a-l curăța de tot. Laica a elaborat practici energetice care realizează asta într-un timp foarte scurt. Curățând amprentele din trecut care sunt gravate în câmpul nostru de energie luminoasă. L-am descris pe toate în detaliu în cartea mea, Șaman, Vindecător, Înțelept, și le predau studenților de la Școala de Vindecare a Corpului de Lumină ca un mod de a aduce o transformare rapidă. Exercițiul pe care l-ați făcut este despre vindecarea modului în care. Ați murit în trei vieți anterioare. Non-identificarea cu gândurile voastre În multe tradiții estice, înțeleptul este descoperit prin practicarea meditației. Practicanții își petrec primii câțiva ani ai studiului stând pe o pernă, observând nebunia minții ca pe un film prost care se repete la nesfârșit. Când eu mă așez să meditez dimineața și singurul lucru pe care mă pot concentra este spatele care mă doare, îmi las mintea să stărui asupra spatelui meu dureros. Dacă încerc să-mi aduc aminte înapoi despre respirație, știu că voi intra, voi trăi un moment foarte frustrant. Dar ce fac eu cu adevărat? Este să mă identific cu înțeleptul, care observă totul, zâmbind la cât de stupid tot se întâmplă. Nu există niciun conflict, așa că mintea se dizolvă treptat. Spatele încă mă doare, dar nu mă identific cu el, nici nu sufăr din cauza asta. Gândurile continuă să apară și să dispară, dar atenția mea rămâne în cerul gol, care este înțeleptul. Să recunoaștem cum visăm lumea într-o ființare. Când am călătorit în Peru pentru prima dată, am fost copleșit de sărăcia și cerșătorii pe care îi vedeam în jurul meu. Am fost atât de mișcat de nefericirea pe care o vedeam, încât le dădeam tot mărunțișul din buzunare și câteodată chiar și hainele pe care le purtam. Apoi, într-o zi, un prieten mi-a sugerat că e mai bine, mai bine aș face o donație la una dintre multele asociații de caritate din Cuțco. El a explicat. De îndată ce nu mai vezi părțile nevindecate din tine, în fiecare dintre acești copii, nu te vei mai simți obligat să hrănești fiecare cercetător. Și ei te vor lăsa în pace. M-am conformat sugestiei lui. Am făcut o donație generoasă unui orfelinat catolic și am început să iau în considerare posibilitatea că toți acei copii de scult și murdari de pe stradă erau părți din mine. La început mi s-a frânt inima și am fost înnebunit de durere, dar cu timpul ceva s-a schimbat. Nu m-am mai simțit obligat să-i ajut pe toți cei care, pe care îi vedeam și, în general, copiii de pe stradă au început să mă lase în pace. Visul meu s-a schimbat. Când mă uitam în jur, vedeam mai mult decât sărăcie. Am început să observ frumusețea pământului și a poporului, dar mai întâi a trebuit să donez bani la o asociație de caritate ca să înțeleg acest lucru. La urma urmei, acei băieți și fete mai trăiau încă într-o realitate unde aveau puțin de mâncare, iar eu trebuia să reacționez la asta. Un păstrător al pământului își dă seama că, deși trebuie să schimbe totul în interior, mai ai încă o responsabilitate față de ceilalți și de planetă. Modul de a schimba visul este să recunoașteți tot ce voi percepeți că este neregulă cu lumea urățenia, violența, frumusețea și puterea. Percepeți fiecare copil flămând, fiecare criminal, fiecare celebritate, râu, insulă tropicală, exact ca și cum ar fi un vis. Și vedeți fiecare personaj, fiecare decor și fiecare modificare de scenariu. Mitologul Joseph Campbell a spus cândva că ceea ce noi numim realitate conține numai acele mituri și povestiri pe care încă nu le-am descifrat. Odată ce o făceam, înțelegeam că nu suntem decât basme. Ajungem să ne dăm seama de asta văzând cu ochii păsării colibri. De aceea mi s-a părut atât de ușor să fiu antropolog. Puteam sosi într-un sat situat în întinderile mai înalte ale Amazonului și să fiu singurul care a văzut că împăratul nu are haine. Suntem capabili să vedem cu mai multă ușurință visul sau coșmarul în care alții sunt prizonieri decât pe al nostru. Percepem imediat că prietenul nostru își creează propria nefericire, dar încă mai credem că suferința noastră este rezultatul unei tragedii. Dar, când descoperim că realitatea este de fapt un vis, ne putem trezi din coșmarul colectiv și ceea ce era ascuns înainte devine acum ridicol de vizibil. Vom vedea, de exemplu, că nu ne mai putem satisface nevoile spirituale cumpărând o mașină mai mare că nu ne putem rezolva problema cu copiii, stăruindu-ne să-i schimbăm și să și că progresul nu reprezintă leacul pentru sărăcie. Drept urmare, vindem mașina cea mare, ne schimbăm pe noi înșine și privim cum copiii noștri se schimbă. Și înțelegem că sărăcia nu este altceva decât rezultatul progresului și al modernizării. Îmi amintesc de economista indiană Vandana Shiva, care în timp ce stătea față în față la masă, spunea că suma de 50 de miliarde de dolari, dată ca ajutoare națiunilor sărace de către vest, pentru a construi baraje și megaproiecte hidroelectrice de valoare îndoielnică, este mai mult decât compensată de cele 500 de miliarde din dobânzile anuale plătite de națiunile în curs de dezvoltare pentru acele proiecte. Abia dacă m-am atins de mâncarea din fața mea, în vreme ce ea explica că fermierii din India care trăiau din munca lor nu erau săraci. Pur și simplu ei nu produceau alte bunuri în afară de cele pe care le consumau, adică limitele consumului uman erau determinate de ceea ce oferea natura. Mai degrabă decât să încerc să schimbe cursul unui râu pentru a face ca pământul dintr-un ținut arit să producă o recoltă, fermierii plantau ceea ce creștea bine în mod natural și nu exploatau exagerat pământul. Apoi, economia vestică a introdus credința că acei fermieri trebuiau să producă mai mult decât consumau pentru a crea bogăție. Prin urmare, indienii și-au părăsit pământul străbun pentru a locui în sărăcie, în orașe precum New Delhi. Iar agricultura subzistentă a făcut loc fermelor uriașe și afacerilor agricole. Astăzi, între 253 de milioane de indieni, care cândva făceau agricultură pe parcelele familiei, supraviețuiesc cu mai puțin de un dolar pe zi, nu au apă curată de băut, îngrijire medicală, educație, sau perspectiva unui viitor pentru copiilor. Și totuși, ne agățăm de vechiul vis, că dacă ar putea să creeze mai multă bogăție sau să se alăture mersului progresului, problemele lor ar dispărea ca prin minune. Să visăm o altă lume. În cazul în care calea înțeleptului este adevărată, atunci ea trebuie să se aplice nu numai Universului nostru personal, ci și întregii lumi. Deci, cum visăm o lume complet diferită? Dacă vedeți că untul din Noua Zeelandă, care e vândut la băcănia din cartierul vostru, costă mai puțin decât untul făcut în nordul statului de către un fermier local, să visați o lume diferită înseamnă să recunoașteți că aceasta nu înseamnă de fapt că în Noua Zeelandă untul e mai ieftin. Știți că există un cost pentru mediu atunci când camioanele, trenurile și navele transportă untul pe distanțe mari, iar când cumpărați untul adus de departe, îi îngreunați fermierului local posibilitatea de a rămâne în afaceri, de a lucra în condiții de calitate și de a supraveghea el însuși procesul de fabricare. Astfel vă dați seama că adevăratul cost al untului din Noua Zeelandă este de fapt mai mare decât cel al mărcii produse pe plan local. Visați o lume diferită, la modul concret, cumpărând produse locale, scoțând din priză televizorul și arătându-le copiilor cum să citească nenumăratele reclame care îi bombardează. Totuși, nu este suficient să vă schimbați obiceiurile de cumpărător. Trebuie să interveniți nu numai la nivelul concret al șarpelui, ci și la nivelul spiritului, al vulturului, unde puteți păși afară din timp și intra în fluxul atemporalității și a ceea ce nu poate fi cunoscut. Cu toții am strâns multe informații despre lumea pe care o experimentăm cu simțurile noastre și știm că dincolo de noi se află necunoscutul. Dar la nivelul vulturului ne dăm seama că împreună cu cunoscutul și necunoscutul se află ceea ce nu poate fi cunoscut. Cu alte cuvinte, când mergeți pe calea înțeleptului, pășiți dincolo de adevărurile pe care le-ați acceptat și intrați în zona a ceea ce nu poate fi cunoscut prin simțuri, ci poate fi doar trăit ca experiență. A rămâne în mințile voastre și a strânge mai multe informații nu vă va ajuta în acest stadiu. Trebuie să vă schimbați radical modul de a dobândi cunoștințe. Veți face asta prin practicile stăpânirii timpului, prin asumarea propriei proiecții, prin non-minte și prin alchimie indigenă. Practicarea alchimiei indigene. Ca să practicăm alchimia indigenă, trebuie urmat un proces de patru stadii pentru a ne transcede rolurile și situațiile. Alchimia europenilor a pus materie moartă, cum ar fi sulful și plumbul, într-un creuzet pe care l-au așezat pe foc și a sperat să transforme aceste substanțe în aur. Alchimia păstrătorilor pământului era diferită. Ei au pus materie vie în creuzetul pământului și i-au permis focului, soarelui, să o încălzească și astfel au cultivat porumbul, aurul viu. Indigenii americani erau un popor practic, care își încrucișau înțelepciunea cu cea a porumbului lor. De aceea spunem noi că trebuie să crești porumb prin tot ce zici și faci. Astfel, te angrenezi în discuții și activități inutile și rămâi blocat în roluri și situații, neavând nimic și necultivând nimic. Laica sunt observatori atenți ai naturii și urmăresc cum stupii de albine și mușuroaile de furnici se comportă ca un singur organism, cu multe părți independente. Ei observă cum furnicile cultivă ciuperci în ascunzătorile lor și cum albinele reușesc să-și comunice uneia, una alteia locația florilor printr-un dans aerian complicat. Ele înțeleg că nevoile de supraviețuire ale unei albine pot fi împlinite cel mai bine la un nivel mai înalt al stupului, iar bunăstarea unei furnici poate fi cel mai bine asigurată de către colonia ei. Pentru protectorii pământului, stupul de albine și colonia de furnici sunt pur și simplu exemple de alchimie indigenă. A modului în care viața caută niveluri superioare de ordine și complexitate, prin crearea acestor ființe colective pe care le cunoaștem sub numele de mușuroiul de furnici și stupul de albine. În mod asemănător, problemele celulelor, cum ar fi nevoia de hrană și căldură, sunt cel mai bine rezolvate la un nivel mai înalt de către țesuturi. Cerințele țesuturilor sunt cel mai bine rezolvate de organe, cum ar fi stomacul și inima, iar nevoile organelor sunt cel mai bine rezolvate de către o creatură vie care respira. Cu alte cuvinte, celulele vulturului au nevoie de hrană, dar un vultur este un vânător de hrană mult mai eficient decât este stomacul sau celulele sale. Când un laic vrea să rezolve o problemă, el practică alchimia indigenă și își croiește drum. Până la un nivel mai înalt de percepție, unde soluțiile sunt la îndemână. El rezolvă problemele celulelor de la un nivel, de la nivelul vulturului. Pentru a învăța alchimia indigenă, trebuie să înțelegem interconexiunile marelui stup al omenirii și a tot ceea ce înseamnă viață. Claude Levi-Strauss, renumitul antropolog, a spus cândva că. Pentru ca noi să înțelegem cum funcționează Universul, mai întâi trebuie să înțelegem cum funcționează un fir de iarbă. Când transformă lumina în viață, prin fotosinteză. Dar pentru că un laic a să-și dea seama de cum funcționează un fir de iarbă, el trebuie mai întâi să priceapă funcționarea Universului. Alchimia indigenă ne ajută să facem asta. Alchimia indigenă este compusă din patru pași. Identificarea diferențierea, integrarea și transcendența. Identificarea este calitatea șarpelui, diferențierea a jaguarului, integrarea a păsării colibrii, iar transcendența a vulturului. Celulele pot fi identificate ca organisme unice, dar ele se diferențiază în celule ale mușchilor, ale creierului, pielii, Apoi ele se integrează în inimă, stomac, creier și alte organe, după care transced suma acestor părți. Nu poți descrie un vultur prin organele sale și totuși, din ele este el alcătuit. Filozoful Ken Wilber explică acest proces și descrie cum atunci când suntem copii, ne identificăm cu părinții noștri iar apoi, ca adolescenți, ne îndepărtăm de mama și de tata pentru a ne diferenția și dezvolta identitatea proprie. În cele din urmă, reușim să ne integrăm părinții în viața noastră, fără să ne temem că ne vom pierde simțul de sine. Și, în final, transcedem și devenim noi înșine părinți. Desigur că unii oameni nu vor deveni literalmente părinți, dar vor fi mentori și vor avea grijă de alți oameni. Cu toții cunoaștem oamenii ai căror părinți au murit înainte ca ei să aibă ocazia să integreze relația lor cu aceștia. Și ce îngrozitor este acest lucru. Ne aflăm întotdeauna în procesul de a ne identifica cu unele lucruri, de a ne diferenția și de a ne integra cu altele. Ador să privesc schimbările care au loc de-a lungul unui sezon, de fotbal, de exemplu, când fanii răiți se identifică cu echipele lor preferate. Dar când se formează o echipă pentru a reprezenta țara la campionatul mondial, fanii respectiv îi aclamă și pe jucătorii pe care îi disprețuiau cu săptămâni înainte. Aceasta se asemănă cu modul în care majoritatea oamenilor din Statele Unite se identifică cu vreo regiune, dar se diferențiază de oamenii din alte regiune și totuși, când apare o criză cum ar fi terorismul, ne integrăm și ne identificăm cu toții ca americani. Loialitățile noastre față de nevoile regiunii și ale țării noastre sunt întrecute de loialitatea noastră față de noi, de toți semenii noștri. Alchimia indigenă nu numai că descrie cele patru niveluri ale percepției, dar vă și permite să navigați printre ele. Ea nu explică numai că apa este H2O, dar vă învață și cum să o faceți să plouă. Alchimia indigenă este calea rapidă spre transformarea vieții, dar. Nu puteți sări peste niciun pas din cursul procesului. La urma urmei, celulele nu pot deveni vulturi decât dacă se diferențiază mai întâi de organ în organe și apoi se integrează în sisteme. Una dintre studentele mele are o fică pasionată de fotbal, astfel încât mama petrece multe ore ducând și aducând copiii la meciuri. Toată lumea o considera o mamă care adoră fotbalul, dar ea știa că e menită să fie profesoară și vindecătoare, pentru că simțea că are o chemare spirituală foarte puternică. Într-o zi a descoperit o înflătură și a fost diagnosticată. În ochii tuturor, ea era acum o mamă microbistă, dar era bolnavă. Cu toate acestea, ea nu voia să se identifice cu boala ei, voia să se diferențieze de boală și apoi să o depășească. Atunci s-a înscris la școala vindecării corpului de lumină. După prima sesiune de pregătire de o săptămână și-a anunțat familia că nu era nici o mamă microbistă, nici pacientă. Era o vindecătoare, dar nimeni nu a crezut-o. Studenta mea a încetat să se identifice cu diagnosticul ei. În schimb, și-a dat seama că vindecarea se lega de a-și onora chemarea și de a obține sprijinul familiei pentru a ajuta să devină vindecătoarea care voia să devină. A trebuit să treacă prin chimioterapie și să-și transforme relațiile personale. Nu putea să o ia pe scurtătură și să devină vindecătoare peste noapte. Rezultatul nu ar fi fost transformarea ei, ci numai o chestie fantezistă. Procesul de alchimie indigenă cere timp. Să ieșiți din starea de șarpe este cel mai dificil pas. Deoarece, atunci, când ne identificăm cu ceva, ne convingem pe noi înșine că asta suntem cu adevărat și devenim prinși în capcana coșmarului. Uităm că noi suntem cel care visează totul într-o ființare. Din fericire, fiecare dintre nivelurile de alchimie indigenă ne face treptat mai conștienți, astfel încât ne putem modifica visul, înțelegerea că nevoile ghindelor sunt cel mai bine rezolvate de către stejari, este ceva care are loc la nivelul jaguarului, a minții. Pe a ne, pentru a ne transforma pe noi înșine, trebuie să trecem dincolo de înțelegerea ceea ce vrem să schimbăm. Trebuie să experimentăm transformarea la nivelurile păsării colibrii și a vulturului. Când o ghindă este pusă în pământ, trebuie să renunțăm la identitatea ei ca sămânță și să începem să se gândească la sine ca la un stejar. Tot așa și noi trebuie să renunțăm la percepția noastră că suntem copleșiți de o problemă sau suntem prizonieri într-un anumit rol. Să ne vedem pe noi înșine ca fiind eliberați de rolul cu care ne identificăm sau de care ne agățăm și că vom reuși să atingem o asemenea stare.